Acuzații extrem de grave se îndreaptă către directorul Curții de Conturi Timiș, Florin Cornel Popovici. Directorul Curții de Conturi Timiș a fost demis din funcție, dar și eliminat total din instituție din cauza unor abuzuri în serviciu, dar și a altor nereguli. Chiar acum vom merge să investigăm și să aflăm ce s-a întâmplat mai exact. Florin Cornel Popovici, directorul Curții de Conturi Timiș, a fost dat afară după ce, spun surse din interiorul instituției, acesta ar fi făcut mai multe abuzuri în serviciu și ar fi comis alte nereguli extrem de grave. În mijlocul acestui scandal, Florin Popovici, fără Cornel, directorul adjunct al Curții de Conturi Timiș, a venit din concediul de odihnă în trombă pentru a ne înmâna numărul de telefon al lui Florin Cornel Popovici, directorul demis, cu care se pare nu împarte doar în numele, ci și teama de a fi concediat, spun surse din cadrul instituției. Deși se vorbește despre abuzuri grave, directorul adjunct al Curții de Conturi Timiș face apel la pace și dragoste când vine vorba despre eventualele abuzuri în serviciu pe care le-ar fi făcut tizul său. A fost demis, domn director? Nu vorbiți cu noi? De ce a fost demis, domn director? Sunt în concediu, dragii mei. Sunt în concediu, am venit până sus, mi-au și eu un material și Dumnezeu să vă ajute să vă... Dar este acuzat de abuz în serviciu, repetate rânduri și de alte nereguli. Trebuie să știți ceva. Lucrurile astea se judecă. Lucrurile astea se judecă, nu sunt așa. Încă o dată vă spun, îmi cer scuze. Urmează și dumneavoastră să fiți demis? Milă Domnule, aici... Chiar nu vreți să ne spuneți nimic? Urmează și dumneavoastră să fiți demis? De ce nu vorbiți cu presa? Deocamdată lucrurile sunt... Să judecă și să fim cu pace, să credem în bunul Dumnezeu, cu toată dragostea. Bine, avem un departament de comunicare. Dacă doriți mai multe, îi puteți accesa. Vă temeți și dumneavoastră pentru postul dumneavoastră? Fiți cu pace și cu toată dragostea. Bine? Credeți că vă veți reîntoarce din concediu aici în funcție? Fiți cu pace și ne auzim cu toată dragostea. Să fim cu toții sănătoși și bucuroși. Bine? Haideți. Domnul director, ce spune despre această veste că a fost demis? Vă spun încă o dată, sunt în concediu, n-am luat legătura foarte mult pe tema asta. Știați de aceste abateri ale domnului director? E bineînțeles că nu se pune problema să fie abateri. Câte abuzuri au fost? Fiți cu pace. Doamne ajută și să aveți bucurie tuturor. Iertați pentru toate. Nu știți sau ascundeți anumite detalii? Ne-a răspuns și Florin Cornel Popovici, directorul demis care face grave acuzații la adresa instituției căreia i-a slujit zeci de ani. De ce anume sunteți acuzat? Se spune că ați fost demis din cauza mai multor abuzuri în serviciu, dar și altor nereguli. Spuneți-mi, vă rog, de ce anume sunteți acuzat? Pentru că nu am dorit să elimin din rapoarte de audit întocmită de colegii mei constatări care privesc fapte de natură penală. Vom urmări cazul îndeaproape și vom reveni cu detalii.